De-a lungul ediției actuale de campionat, găzarii nu au avut deloc o misiune ușoară împotriva dâmbovițenilor, iar meciul de vineri se anunța a fi unul la fel de dificil. Într-o poziție delicată cu numai 3 runde înainte de finalul play-out-ului, pe locul 7, primul de baraj, Chindia are nevoie de o victorie. Da, așa, ne așteaptă un meci foarte greu, poate unul de cele mai grele meciuri pe care le-am avut în acest play-out. Cu toate că mai sunt, în afară de acest meci, încă două meciuri de disputat. Hermannstadt și acasă și deplasarea de la Pitești. Meciul Chindia este special, se joacă aici la Ploiești. Ei au încercat să mute meciul la Târgoviște, dar noi ne bucurăm că jucăm și acest joc în fața propriilor suporteri. Și ne dorim cu mare, mare, mare dorință să câștigăm acest joc. Pe această cale vreau să fac așa un apel la toți suporterii care iubesc Petrolul să vină alături de noi, pentru că ne așteaptă, așa cum am spus, un meci dificil și vreau să fie alături de noi. Florin Pârvu nu se va putea baza pe doi dintre jucătorii săi. Acum avem două probleme de lot. Atât Jair cât și Jefferson nu pot să evolueze în acest joc. Din păcate nu am reușit să îi recuperăm, dar sunt cu siguranță jucătorii care vor intra în locul lor, vor face un meci bun. Asta înseamnă că e posibil să-l vedem pe Ismail. Da, vom vedea mâine ce soluție avem. Partida cu Chindia Târgoviște este programată pentru vineri la ora 20:30.